Nici n-aș fi ajuns până în punctul ăsta. Așa că în caz că rămân, vă satisfac această, în semn de mulțumire, vă satisfac această plăcere de a mă vedea fără mustață cu o poză cu mine de când eram în clasa 9. Nu mai fixați prostiile astea că... Nu știu, nu avem de unde să știm până nu vedem. Da, stop, stop. Ai pe Facebook poză fără mustață, zice Lucas. Da, chiar am. Nu e gage în camera. Nu am fost eu, dar nu a zis nimeni că ai fost tu, Albi. Jacare. Ce bine sună vocea ta de ții control asupra mea. N-avem cu cine să intrăm să dăm și noi niște meciuri. Avem obiectiv, dacă vrei să mă ajutați, dragilor, avem un obiectiv aici, să facem obiectivul, că nu băgăm meciuri și cine era pregătit să mă ajute în seara asta, mă poate ajuta obiectiv. Să pun muzică, vă zic sincer, n-am PlayStation-ul și televizorul ăsta de aici e, nu e smart. Și trebuie PlayStation. Cel mai mumos. Am o părere foarte bună despre toate fetele, v-am zis. O fată care îmi iese în care îmi iese mie în evidență, care iese în evidență în ochii mei, este Rebecca la momentul actual, pentru că doar cu ea am interacționat. Ați văzut, ne-am chemat și la camera roșie. Nu. Cu altcineva nu prea am interacționat. Cine stă în cameră cu gagea? Doamne. Puneți aici, moderatorii mei, puneți aici... un ăsta, cum se numește, ăla de sondaj, să vedem, spuneți cine e hater, puneți întrebarea cine e haterul lui Anthony și dați eu nu, și aia care pun acolo pe eu, să iau pe fiecare în parte și să-i plătesc, ca să-mi plătesc haterii, că prea dau cu hate așa degeaba și gen, hai să le facem și lor un bine, să le mai liniștim un pic frustrările. Votant în la 1D06, așa să faceți, dragii mei, cât mai multe voturi, cât mai multe voturi, vă răspund la fiecare în parte, care pune story, țineți minte, care pune story că mă votează, vă răspund la fiecare în parte, nu scapă unul, vă răspund la fiecare în parte, în privat ori veți avea mesaj de la mine, dar să văd voturi acolo, multe, 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 multe. Ia că a spus, nu cred că a spus cine e hater-ul lui Anthony. Le dăm bani. Eu. Ia uite. Avem de dat. Mă, deci gândiți-vă cât de mult mă iubesc cu oamenii ăștia, deci este fantastic. Cât de mult mă iubesc oamenii ăștia, că am zis că la cine zice că e hater, le dau bani. Deci am zis persoanelor care zic că sunt hater, le dau bani. Bă, oamenii ăștia nu mă lasă nici pentru bani. Au mai multe voturi persoanele care zic acolo că nu sunt haterii mei. Bă, nici pentru bani nu mă lasă oamenii ăștia. Vai, bă, sunteți... Mamă, vă iubesc, jur. Vă iubesc pe bune. Bă, deci... Am zis că le dau bani. Am zis că le dau bani la hateri și am pus sondaj aici. Bă, vă dau bani. Care zice că e haterul meu, vă dau bani la toți. Vă dau 100 de euro la fiecare. 100 de euro de la fiecare vă dau. Bă, și tot votează că eu nu. Ei nu sunt haterii mei, mă, și le zic că le dau 100 de euro și tot...
Bă, și tot. Și tot nu mă lasă, vă iubesc, jur. Bă, vă iubesc. Ce face Gagea? Nu știu. Pentru că te iubim și eu vă iubesc, dragilor. Și eu vă iubesc. Ia ce creșteri, au mai crescut ea? Ce să crească, că nu trec de 20%. Nu trec de 20%. Mamă, îmi pare rău, dragi, îmi pare rău, dragi haters. Se pare că oamenii care mă iubesc nici la bani nu mă lasă. Câte tatuaje ai, Antony? Am brațul și pe coaste. Și când mă rătăcesc, tu ești busola mea. Și eu vă iubesc. Dacă am rămas în casă, vom vedea zilele astea. Mâine, de fapt. Mâine în gală. Ce părere ai de Andreea Bustărica? Să n-ai încredere în femei, Dani Mocanu. Mă, nu vreau să-mi dau cu părerea iurea, sincer să fiu, dar mie nu-mi plac deloc fetele astea, femeile astea pe interes. Mie nu-mi plac. Nu poți să crezi că va rămâne o fată cu tine când ea, de fapt, vrea doar un Abdul în viața ei. Și Abdul ăla... Poate Abdul ăla are și el un șef. Poate e altul mai cu bani decât Abdul. Îl lasă și pe Abdul. Și le ia pe Yamil. Îl ia pe Yamil. Da, vedeți, nu sunt bune astfel de femei. Femeile care stau cu tine pentru bani. Mie îmi plac femeile care zic, deși, na, nu e problemă, dar mie îmi plac femeile care zic, facem bani împreună. Mie să vină o fată să-mi zică, nici nu se ajunge la contextul cu bani. Deci nici nu se ajunge, dacă se ajunge la contextul cu bani, astea sunt de bun simț, plătești o notă, astea nu se iau în calcul, că nu poți să-ți dai seama de la primele dăți. Sau, în loc să-mi iau mașina mea, vin cu un Logan vechi, las mașina mea acasă, îmi cumpăr un Logan de la vechi, că e ieftin, îmi cumpăr un Logan de la vechi și la prima întâlnire merg cu Loganul. Și dacă de la prima întâlnire îmi dă astea... dă-stea așa cu dos de palmă să mă duc în dăjet, înseamnă că n-am pierdut nimic, că aia nici nu e mașina mea și femeia de lângă mine nu stă cu mine pentru bani. Și da, mie nu-mi plac că venea vorba de Abdul și așa. Mie nu-mi plac. Lăsând la o parte banii, mie nu-mi plac femeile care, cât am fost în afară, despărțit după relația mea, după fosta mea relație, cât am fost în afară, nu-mi plăceau cele care stăteau cu mine doar pentru că eram Antony. Mi s-a întâmplat, într-adevăr, și mi-am dat seama târziu, să cunosc fete. Și cunoscând fete, na, mai vorbeam cu ele. Pe una dintre ele am cunoscut-o în oraș și venise la mine. În fine, am interacționat cu ea, nimic special. Dar după mi-a spus ea, să vedeți ce mi-a zis,
Și mi-am dat seama târziu mi-am dat seama. Dar după mi-a spus ea, eu nu voiam să vin, dar mi-au zis prietenele mele că ești Anthony de la Casa Iubirii. Vai.